Băi ce face salutare și bine vă regăsi la un nou video pe canal, un nou experiment cu FIFA 22 Astăzi o să simulăm cararul lui Rareș Ilie la Nis, următoarele 5 sezoane Vedem ce va face, dacă îl va da Nis, bine dacă îl va da Nis după 2-3 sezoane Încheiem acolo, dar o să-l dea pentru că o să fie o manager și nu vreau să-l dea, poate în al patrulea, al cincilea sezon ar vrea să pun pe transfer list să vedem dacă primești o ofertă la un club mai important decât Nice și acolo să oprim experimentul. Cred că ar fi ceva interesant. Nu uitați de like dacă vreți să ne faceți astfel de clipuri pe canal. Subscribe desigur dacă sunteți noi. Follow pe Instagram, pe TikTok, le aveți în descriere, dar și pe ecran în parte de jos. Și haideți să, îl cumpărăm deocamdată pe Rareș Ilie pentru că încă nu este la NIS aici și din câte știu nici în viață n-a semnat chiar 100% contractul, dar 99% e transferat la NIS. O să îi dau uh, să negociem, chiar dacă are o clau de pro mai aproape, dar vreau să dăm chiar 5 milioane de euro cât a dat sau cât o să dea NIS pe acesta. Bun, oferim aici 5 milioane de euro, pentru dacă acceptă normal că nu are cum să nu accepte frumos acolo uh, sau cum îl cheamă pe, pe noul patron al celor de la Rapid. Negociem și cu el o să vreau să-i dau un uh, rol de important, sincer, ca să îl bage cât de cât jocul în uh, simulări. Sper că o să, o să poată vrea prospect. Bă, nu-ți dau prospect, vreau important. Nu e vrea prospect, am înțeles. Vrea el, nu acceptă el important, și se zic, nu știu ce, dar îi lăsăm prost pe ce să-i facem, ce să-i facem, o să vedem dacă îl bagă cât de cât uh, jocul, dacă nu, uh, în al doilea sezon o să începe cu un împrumut, ceea ce cred sincer că o să se întâmple și în viață ră, deși sper să nu, sper să joace cât mai mult dacă e să se oficializeze transferul. 5 uh, ani, normal să fie pe 5 ani contractul, acceptă fără clauză de reziliere, acceptă și acest salariu și vine rareș Ilie aici frumos la NIS. Am terminat de simulat primul sezon aici la Nis, primul sezon al și Ilie. Haideți să vedem ce a făcut. 66 overall, are plus 2. Eu am putut aici în primul și de cum nu l-a băgat jocul 100%. Foarte mult. Sperăm totuși, bă, că măcar câteva apariții să fie avut și el chiar sper asta. Haideți să vedem. Mamă. Bă, măcar un meci. Au oh, șapte meciuri și un asist. Stați așa că nu e așa. 7 meciuri, un asist, un clean sheet. e... Hai, să zicem că e ok. o fac un singur lucru acum. În perioada de din vară, o să îl pun pe list, să l împrumutăm la o echipă mai micuță pentru un sezon, să vedem cât crește după aceea să îl readuc iarăși la cei uh, de la Nice. Nis a terminat în acest uh, prim sezon pe locul 7, din păcate nu prindem nicio competiție europeană, foarte, foarte aproape de locul 4 chiar. Uh, cum național poate fi fost în finale ceva, nu, n-am fost deloc. Unde suntem, nici nu suntem. Bă, du-te de aici. Prima rundă, bă. Ori sunt o chiar și nu -mi... Nu văd echipa a, a, am pierdut de la Monaco 4-1, la bă, lasă-mă Paragas, Liguan, asta ce e? A, asta e de promovare E de promovare, am înțeles În Champions League 100% nu cred că am fost Dar nici nu am fost atent să văd La început Da, 100% nu suntem pe aici în Europa, poate Ia să vedem Nici în Europa nu cred că suntem Pac, pac. Nici în Europa, nici în Conference League. Mă așteptam atunci ca să fim măcar într-o grupă automat. În primul sezon mă așteptam. E fiu ce fereu, care face ceva mai departe. Ia să vedem. Ce a făcut ce ul A, ah, pierde cu 5 la 4 de la Galata. Ok, ok. Nu stiu, Ci sepsi? ia vezi, pe locul 4. Uta! Bă, dă-te naibă! Ce chestie. Bun, revenim cu perioada de transferuri din vară, tăiem dacă reușim să-i găsim o echipă pentru împrumutul lui Rareș Ilie. Avem aici o primă ofertă pentru Rareș Ilie, fraților, o ofertă de la Galatasaray. Bă, deci o echipă mai bună de atât să vină să-i facă un împrumut, adică mi se pare o echipă perfectă, sincer, pentru el. Chiar o echipă perfectă pentru un împrumut, părerea mea la Galata, deși totuși, ai, s-ar putea chiar să nu joace chiar atât de mult, chiar atât de mult să poată să nu joace, dar măcar eu zic că mai mult ca la Nis o să joace, așa, mare acolo încă, uh, doi români pe Cicl și pe Olimpii Moruțan. Uh, haide haideți să acceptăm, Galata chiar vrea să retroeze anul ăsta, glumesc, <laughs> glumesc vă veți. Bun, acceptăm oferta, sperăm că o să se ducă și el la Galata Sarai pentru un an împrumut. Sperăm că o să-l și bace, pentru că mă gândesc că dacă vor să-l transfere ca împrumut, o să-l bace, că de jucători împrumutați ca să îi, uh, îi bage în teren. Uh, Deocamdată nimic, nimic uh... Nou, sperăm, sperăm Cum am zis că o să accepte, pentru că dacă nu acceptă Ebelita, trebuie să mai Așteptăm noi și da Rari și Ilie se duce pentru Un an la Galatasaray și deja Are în Palmares Echipe cu nume grele Putem spune și acceptăm aici fraților, oferta De la Gala ta, Sarai Mergem acolo ca și manager Să vedem ce va face Rareș Ilie Pentru acest sezon În acest sezon să vedem cât de bine o să joace, sperăm că o să dea și goluri. Un asist am văzut că a dat Baiața la Nis, ceea baia... ce e ok, okay. mamă, ce pula să să că în turcă, mă doare capul, ești nebun la cap. Haideți să vedem ce echipă are Galata, sunt tare curios ce echipă are. Dacă mai e Cicldou și Moruțan Cicldou văd că este la ei, Moruțan nu pare pe aici, poate rezervă Moruțan. Moruțan, nu, abada da, mai e Moruțan, mai e Moruțan. Haideți să ne facem echipa noastră. 4, 2, 3, 1, cum ne place frumos. Cicl dău aici, în locul lui Cutlu. Intră frumos, uh, uh, nu, Moruțan, ați da, acolo, dar facem așa. Facem așa, nu-l dă pe Elie, nu știu de ce. Pentru că el e campus. Am frumos aici, Elie. Îl punem pe Cicl dă KCM, Acturoglu, Gomis. O echipă bunicică Eu uite, lui Indama Nelson Elab de la Au echipă bunicică cei de la Galata Nu știu cât de mult o să joace Naila și Lie totuși Chiar nu știu cât de mult Haideți să mai dăm din Oaia să fiu burangiu și să dau Din competiție, să reziliesc Contractele altora, dar hai să nu fim chiar așa Bă, băieți, hai să nu fim chiar așa Bun, ne punem aici pe calendar să simulăm acest al doilea sezon din acest episod, din acest experiment cu Raeș Ilie. Se pare că Galata câștigă campionatul în Turcia. Interesant, interesant, 78 de puncte. Este la două puncte față de Tramzonspor, o luptă destul de interesantă cu rivalii acestora. Haideți să vedem ce au făcut și în Cupa și în competițiile europene, pentru că au fost uh, și acolo. Vem aici uh, Turc Cupașii, cred că pronunță bine, câștigă și Cupa produce eventul, se pare, cu trei jucători români. Galata face eventul în Turcia. Bun, bun, 3-1 împotriva fostei echipele lui uh, Marius Šumudică, uh, Kaiseri Sport. Haideți să vedem ce au făcut și în, în Europa, din câte am văzut în Conference League, parcă să zic că au fost, dar începem cu Europa League, că s-ar putea să fie avut locul 3 într-o grupă. Ce fereu a ocupat în Europa League, aproape sunt mai departe, interesant. Ia să vedem, nu cred că au fost totuși, da, nu, nu, au fost direct în Conference League, în grupe. În grupe, în grupe... Unde sunt? A, au, a au, uite-ne, Galatasaray. Uh, locul 2, bine, aproape ca prima poziție, același număr de punct doar că a diferențat gol la uh, Atalanta câștigă grupa, o grupă... Hai să relativ ușoară, era clar că Atalanta și cu Galata o să ducă mai departe. Cu Paco poate să mi-a făcut o surpriză ceva, dar vikinga aia 100% să să uh, Mai departe, din păcate, am pierdut cel de la Hoffenheim, 5-3 la 3, la general Da, asta e bun Haideți să vedem ce au făcut românașii noștri Până mă că ar fi interesant să ne uităm și la 2, la, la, la Moruțan, Ilie Iar cu minus ar putea iar să nu fie jucat singurul din primii 11 Care este cu minus, din păcate Haideți să vedem statistici Statistici, cele mai multe anul, ah, mi se luă așa Ilie doar 6 meciuri. Are un gol într-adevăr, un gol, un asist și un meci fără gol. Mă măcar a dat un gol, dar e foarte puțin. E foarte puțin, nu prea a prit foarte mult din păcate acest împrumut. ci că îl dau 52 de partide. un lot de 10 ori mai mult aproape decât... Rare și Ilie, 15 goluri și 9 asisturi fantastic, chiar fantastic. Uite la Moruțan, mă unde e Moruțan? Moruțan, 14 meciuri, un gol. Dacă ăsta este, uite, mai bine Ilie cu 6 meciuri decât Moruțan cu 14 meciuri. Chiar stă mai bine. Sperăm că o să fie mai bine după ce se întoarce la, la Nice. Nu prea a jucat foarte mult, din păcate, asta e problema. Prea că tușa mult de tot. Are un meci și în Conference League, asta e, e, e bine. Dar doar 6 partide într-un sigur sezon mi se pare foarte, foarte puțin. Părea mea. Ce știe, poate a fost accidentat? Dar nu cred. Chiar nu cred. Vedem ce o să fie. O să încerc cumva să-i adaug un uh, nou contract într-un fel. Dar să aibă în contract măcar un rol mai bun, un important măcar. Pentru că din câte știu, jocul te bagă automat cu puterea rolul în echipă mai, mai bun, mai mare, mai crucial cum s-ar zice. Dacă l-ai crucial, te bagă în fiecare meci. E important aproape în fiecare meci. Așa mai departe. Sau chiar un rotation să-i dau măcar. Măcar un rotation ar fi, ar fi bine. Bun, revenim cu, cu noul sezon uh, din uh, Liguan, pentru că o să se întoarcă la, uh, la, Paris. Dacă nu, cumva mă gândesc eu și mai dăm încă un împrumut. Uh, vedem uh, ce o să facem. Bine. Cred că este la Paris, din greșeală, la, la Nice. Am revenit aici la NIS. Nice. Vreau să văd dacă putem cumva să-i oferim lui Rareș Ilie un rol mai important în echipă. Eu uite la aici are Prospect. Hai măcar un rotation. Din câte știu, uh, rotation e peste Prospect, nu? Sper să nu zic uh, prostii. Hai să vedem dacă reușim să-i uh, oferim un contract mai bun aici uh, la NIS. Nice. Măcar să joace mai mult, să-l balge jocul mai mult uh, când simulăm sporadic vrea, bă, deci vine prospect ăsta, crucial, important, rotation, sporadic, cred că e un pic mai bun decât prospectul, mă gândesc. A, bă, ce mai e important? Acceptă! Acceptă, important, rămâne 3 ani nou, extension, ok. Și dacă rolul este important, fără clauză, fără clauză, hai să nu ne pe noi, uh, fără clauză, cred că o să-l bage. Cred că o să-l bage, mărin și este salariul la 10.000 de euro, Bun, ar trebui să-l bage jocul, ar trebui să-l bage jocul și așa văd că sunt fără extremă dreaptă vocei de la NIS nice. S-ar putea să joace ceva în acest sezon Rareșilie. și lie. Haideți să vedem, să simulăm aici, sunt tare curios dacă sunt în vreo competiție europeană, nu cred, da, nici în acest sezon Nisu nu e într-o competiție europeană, poate în următorul sezon, cine știe. Bun, simulăm până în mai aici, până după aici cu Olimpic Lyon și revenim după să vedem cum a jucat Ilie. Fraților, avem un sezon beton rău de tot, nu vă zic ce deocamdată Din păcate în campionat doar locul 6 nu mergem în Europa asta e, nu mergem în Europa de pe poziția din campionat. Vedem acum ce s-a întâmplat în cupă. În cupă nu merge nici în cupă, ne-a avut un an cu 2 0 în sferturi. Ce s-a întâmplat în, nu, asta e aia cu play și play-off, promotion. Ah, nu mai contează asta, dar avem aici ceva. Avem aici ceva, bă, băieți, avem aici ceva, câștigă NIS UEFA Conference League, fraților. Câștigă Nis nice Conference league bă băieți, cu Rari și Lie în lot. Să sperăm că a și jucat. Asta ar fi cel mai interesant. A scos pe Feyenoord. Bine, mai important că a bătut pe Atletico Madrid cu 3 la 1 în finală. Pe Atletico Madrid. Bă, nu orice echipă. Totuși. A scos pe Wolfsburg. 5 la general. Pe cine mai e? Oh, ce vă mă? Ia, pe ce intrăm? Deci ce mai scos, mă? Pe Volbuc 5 la 2, pe, pe Hibernia, asta e slăbuță, 5-0 la general. Uh, și aici, uh, CFR-ul pierde la Beștea și Nasol, bă. Bă, CFR-ule, bă. O grupă accesibilă, da. Nici o înfrânzări aici, catena, ca Tuente și Norge, alând, nu știu din ce țară aia, dar... Bine, de Atena și Tuente am auzit. E, nu chiar așa ușoare, dar accesibilă. Grupa a fost normal să câștigăm. Haideți să vedem ce a făcut și Rareș aici la Nis. Să sperăm că a jucat, te rog să apară cu plus acolo ceva. Are și a overall, dai din nou pe minus. Iar nu cred că a jucat foarte mult, din păcate Rareș Ilie. Ah. Să vedem, ba a jucat 15 partide, 3 goluri, 1 asist și 4 meciuri fără gol primit pentru Rareș Ilie. Bun! 6 meciuri în Conference League! În Conference League a fost cam în uh, fiecare meci a jucat, se pare. 8 în uh, League One și 1 în Cupa. Mm, eu zic că e relativ ok, adică l-au folosit bine în Conference League. A fost jucător uh, de Europa, se pare, la reșilie. O notă bună, 7 40 în Conference League. Are două goluri uh, și un asist. E bine, eu zic că e un sezon bun pentru el. Chiar e bun, ajunge la 30 deci overall. Ridică și trofeul de campion al uh, Europei uh, Conference League Bă, e bine Eu zic că e chiar foarte, foarte bine Dăm un advance de... Ce vom face și în al doilea sezon Dacă va reuși ni să mai producă o surpriză Nu mă așteptam să câștige Conference League-ul Acum, ar, nu ar trebui să fim în uh, grupele Europa League, nu? Să poată iar în Champions League direct, nu știu, sper să nu zic prostii, dar suntem în grupe direct, chiar dacă Antena pe locul 6 în uh, League 1. Chiar e bine, bă băieți, și să apăsați că are și să face și mai mult, pentru că, de câte am văzut, le expiră contractul anumitor uh, jucători, care sunt cam pe poziția sa, uh, ceea ce e bine. Vina ăsta, Truie, Lemina, Claude Moris, bine, sunt jucători de la mijloc care ar fi importanți, dar vedem noi contează și lei și să acelea și să-l facem aici forță, rău. Te pare că reușim pentru prima dată o clasare în primele 5 de când suntem noi aici la, la NIS. Nice? Suntem pe locul 3 la 10 puncte de locul 2 și, într-adevăr, la 20 de puncte de, de Paris, 21 de puncte. Bă, oricum e, e bine. Eu zic că e bine locul 3 Ligue 1 cu NIS nice. să mergem în Champions League, mă, normal. Uh, ceea ce e foarte bine. U uh, Ilie, uh, doar la 70. cineva mă n-a jucat deloc? Nu cred că nu a jucat deloc. Bă. Nu spune că o accidentat, că e belea. Dăm în cupă ce am făcut, în cupă din nou în sferturi suntem eliminați de meți de data asta. În Europa League am reușit să trecem de grupe, dar ne-a bătut în sferturi Alkmaar. Am bătut și pe Borussia 3 la 1 la zona, ceea ce e foarte bine. Am câștigat grupa asta cu Celtic, Alborg și cu AIC. Dar ce s-a întâmplat cu Rare și De ce nu a jucat de rog, nu știu. Bă, a jucat 13 meciuri, niciun gol și un singur asist. Super slăbuț. Super, super slăbuț. Ia, mai e cineva care pleacă, sunt tare curios. Lotomba ăsta, Rosario, Turam și băiatul ăsta. Ciudat. chiar ciudat. Asta e. Oricum e bine că 13 meciuri sunt și alea bunicele, dar parcă ai vrea să joace mai mult, mai mult asta rezervă din păcate zona asta, unde mă așteptam să joace și mai mult, părerea mea, dar se pare că nu a făcut-o. po ce să mai zic? Bun. Mergem cu ultimul zon am zis să o lăsăm, cred că lăsăm tot aici, nu ai să mai încercăm uh, să mai facem un împrumut, un transfer, ceva, lăsăm uh, la Nis, sperăm că o să joace mai mult, neapărat acest lucru, neapărat. Fraților, am făcut o nefăcut aici, nu știu ce s-a întâmplat, dar uh, l-am găsit pe Rares Ilie liber de contract, am zis să opresc uh, la perioada de iarnă, să văd unde e, bă, și nu mai era aici nebun cap. Nu mai era, îi dăm crucial Poate acceptă bun 4 ani Nu înțeleg Nu era pe 5 ani Nu pe 5 ani Mă, noi contractul Pe 5 ani am făcut Și Nu știu Chiar nu înțeleg de ce fu liber de contract Că 5 era sezonul ăsta Teoretic ăsta era ultimul său an Nu-mi dau seama Chiar nu-mi dau seama de ce Nu știu ce a întâmplat uh, e nasol, e nasol, vă că fie jale mare aici la la Nis. Probabil de asta am și eu volul ăsta pentru că mă fi fost până pe perioada de iarnă, mă gândesc. Dar nu cred, bă, nu cred. Chiar nu cred. Ia uite, rămâne echipa așa. Hai, de să vedem, simulăm. Până la sfârșitul sezonului, ce să facem? Ne-a scos PSV aici din... 16. Europa League Destul de nasol Asta e, hai, simulăm până aici Să stau aici cu voi, nu mai pun pauză la filmare pentru că nu are rost Ino... Bă, ce oare, bă, mâncați și ce cost... Bun conjurați mine și am înțeles Din nou la ei, ok e un bug ceva. Rămâne același overall. Nu mai merge aplicația de a te pune unde vrei tu să antrenezi de fiecare dată. Cred. Vedeți, rămâne overall în Dar Da, mai e. Sper să fie așa încă e. Încă e. Am o băiatule, să vedem și noi timp. Eu nu dau afară, e incredibil. E păi, incredibil, bă băieți, de ce? Eu se blocă jocul, n-am ce să fac. Și doar, doar, oferta asta o avem din nou de la NIS. Nu, bagăm, bagăm băgăm manager 99, n-am ce să facem, bagăm repede, avem managerul 99. Că altcumva văd că nu merge. Asta e. Mai iau și aici un chips. Bă, băiatule, păi ce faci aici? Asta 99. Hai, acum să apucăm și noi să terminăm, că deja mă enervai. Aveau ca și obiectiv uh, Nisu, ne-au pus ca obiectiv să câștigăm campionatul. Și probabil de aia. Metoda de -a -o afară. Ta asta e. Din păcate s-ar putea ca are și să nu fie apucat să joace deloc în acest sezon. Ceea ce e super nasol, părerea mea. Nu cred că apucă să fim în primele 5, cel mai probabil. Amu. Da, o... au 4-1 cu Marseille. Jale mare. Da, locul 7, sezon dezastruos pentru Nis. Nice. În cupă vreau să văd ce am făcut. în 16 pierdem, mă, nici măcar în 16 Unde este, mă? Mamă, în... da, 16 Tot de la Nis nice. Ăsta tot de la... De la Marseille Bă, las -o. Face plus 1 la over-o O fi jucat, mă, ceva A jucat nouă partide, cred că toate meciurile acum de când l-am luat. Dar ta, da, nu ne, Se strică, bă, uitați-vă și voi, bă, se strică experimentul la final, bă, și chiar mers bine, părerea mea. Chiar a fost un experiment bun. Asta e, nu te știi când te lovește jocul. Are două asisturi. Pum. Nu este chiar așa top, din păcate, experimentul. Dacă nu stagna și el în astea două sezoane, era perfect. Avem la un 7 de 8 cam așa, probabil. Dar a stagnat și e o problemă mare. Dar, nu știu, când am pornit sezonul, era la echipă, nu știu cum ne-a liber de contract, chiar nu-mi dau seama. Vreun ceva de la joc, sau scrieți în comentarii dacă știți voi. Sau poate chiar uh, a fost uh, liber de contract din iarnă. Ce a făcut -i până în iarnă, acum nu mai știu că nu pot să văd, asta e problema. Bun, închidem aici, aproape acest experiment. Bă, e bine că trebuie să câteva goluri aici frumos la Anis. A, a jucat ceva meciuri. De adevăr, a fregat tușa, da. Acum în ultimul timp e bine că e titular de drept acum. E forță. Acolo, cam, el creează fazele. Și se zic? Un împrumut și pe la Galata, acolo unde a jucat destul de puțin, dar măcar s-a trecut-o și pe aia acolo în CV. Aici punem capăt. Nu uitați de like dacă vreți să mai facem astfel de videoclipuri pe canal. Subscribe sigur dacă sunteți noi, follow pe Instagram, pe TikTok, le aveți în descriere. Vă pup, la revedere!